muzeu fantastic. Hai să încercăm să-l pornim. Hai. Oare profesorul K este aici? Wow, ce laborator aveți! Avem voie să intrăm? Mâncarea e gata! Hai, toți la mâncare! Veniți! Fleoască! Te-a convins! L-am văzut pe glob! Și e luptă! Aici sunt o coloană de jandarmi și îl vom preda poliției. Pentru prima oară dormim în altă parte decât în casa noastră în care am trăit. Numai noi nu! Numai noi nu! Voi ce ați uitat că noi trebuie să trecem pe la școală în Cluj? GPS-ul mi-arată că noi întârziem cu vreo 40 de minute. Ce mici, ați era doar de școală? Mm-hmm. Hai să vedem. Sper că sunt băieții pilot. Și fetele. E deschis? Nu. Vom lucra de la distanță, cum o fac și alți colegi de-ai noștri de aici. Așa de mult am mâncat, da, tati? Foarte de mult. Poftă bună! Mulțumim! Mi-amintește de Londra. Vă amintiți că stăteați pe jos și mâncați? Wow, ce mulți au venit! Sunt flămânzi? Ca și noi. Plândim fiecare. Noi putem să mai tragem un pui de somn aici, așteptându-i, da? Sunt acolo! Și iar am ajuns în Veneție. Apa, da, Ionuț, apa! Wow, ce curată este apa! Ia privește toate! Au ce curățat? Câți bănuți sunt! Vai! Noi deja am ajuns la muzeul Steampunk. Este cel mai ciudat muzeu din România! Și să vedeți, ne așteaptă o poveste și o fierie! Totul din lemn. Da, uite. Ce frumos. Chiar este fantastic. Uite o corabie care zboară. Un ceas. Ce? Uite, și toate sunt cu cheițe. Văd. Un muzeu fantastic. Nu-i nimic? Hei! Eu zic să intrăm așa. Hai. Wow! Ce e aici? Veniți cu mine! Wow! Toti, vino și tu cu noi! Nu vine să cred! Chiar e cel mai fantastic și cel mai neobișnuit muzeu pe care l-am văzut vreodată! Melița, dă-ți-vă la o parte! Un cap de dragon! Chibriduri cât Ionuț de mari! A prins focul aici! Și este, mami, ce este? Un copiator, tati! Un xerox! Îți imaginezi cum arată? O imprimantă? Și ce pistoale, mami! Primește, sunt cu gaz! O cameră de filmat? Vai! Mami, îți închipui? Îți imaginezi să avem așa o cameră, mami? O purtăm mereu cu noi. Oriunde. O purtăm cu toții. Și un proiector masiv pentru cinematografie. Pe bază de aburi lucrează. Și ia priviți, pe aici vine lumină. Uite, pelicula. Oare ce este acolo proiectat pe această peliculă, mami? Filmulețele familiei mele mii. Hai să încercăm să-l pornim. Hai. Oare profesorul K este aici? Wow, ce laborator aveți! Avem voie să intrăm? Desigur, doar să nu puneți mâna pe experimentele mele! Cum cumva să explodeze! Sau, mai rău, să dispăreți! Văd că aveți aici de toate! Și balanță! Și chiuvetă! Câte iprobiete! Nu-mi vine să cred! Eu pregătesc următorul experiment. Să fiți atenți în vlogurile care urmează. Am găsit formula secretă. Tati, Melissa, veniți. Chiar. Și intrăm în camera secretă. Dar ce urmează? Vezi pe canalul familia Melimi. Noi îi mulțumim pentru gazdă muzeului Steampunk Transilvania.
cel mai ciudat muzeu din România! Aici te așteaptă o lume fantastică a magiei! Apropo, am lăsat și câteva mesaje în muzeu. Așteptăm și pe ale tale! Să venim să le citim! Și mami, hai la drum! Hai să mergem! Mai bine mai târziu decât niciodată! A bunic! Am ajuns și haideți să vedem ce ne așteaptă! Surprize mari! Pentru că mergem... la un festival medieval! Iată că am ajuns la festival! Și acum intrăm în cetate! Dar care este ea? Te lăsăm pe tine să scrii în comentarii, să vedem cine primul ghicește! Nu cred! O statuie de nisip? Oare cum au lucrat la ea? Mami, uite ce mai e statuie! Este cineva acasă! Oh, nu e nimeni! Și iată înghețata! Matei, ține-o! Prima este a ta! Parcă este acela din nisip aici, un ochi. Foarte bune! Hai să spui cum e la gust! Ciocolată! Și vine imediat și vanilia! Ce frumos! Mircea, deja ai finisat-o? Aproape! Iar noi cu Matei am făcut schimb de înghețată. Care mai tare îți place? Aceea ta sau al lui mami? Al lui mami? Mie mi-a plăcut al lui Matei mai mult. Iată așa, mami, mi-am desus toate hainele. Ce mai întâmplă? Mai des la tate. Chiar dacă am mâncat înghețată, oricum suntem însetoți. Vrem apă sau suc, tate? Mami, poftim? Mulțumim! Și orange? Pentru băiți! Este foarte delicioasă! Și răcoritoare! Ale cui sunt aceste labe? De oare, mami? Este oare dragonul cel la nopții? Cum? Este? Cum este? Dragonul... Furia? Furia nopții! Și în această perioadă caniculară am găsit o soluție! Venim aici la cetate să ne răcorim! Ce bine! Matei, vin aici! Iar acum, cavalieri din diferite țări au venit aici la competiții, la diferite mame activități. Trebuie să prindă peștele! Așa fel de activități se fac în orașul nostru în care vom locui. Îmi place! Trebuie să ochească în unul dintre copii. Dar ce zice să locuim aici, împreună cu cei din perioada medievală, aici în cetate 24 de ore? Avem și căsuțele? Dar și toate activitățile pe care le vom face împreună. Toate eu totuși cred că toți cei care au venit din diferite țări la acest festival medieval chiar locuiesc aici. Uite câte case sunt aici instalate. Atunci din ce cauză n-am luat cortul nostru? Wow, un catapult! Dar și coforul lui Aladdin! Mai, mami, ce cai frumoși! Prima dată îi văd atât de aproape și atât de frumoși! Și dori o sfoară! Și sunt tineri! Dori o sfoară! Și toate cele necesare pentru călărie! Cineva și-a uitat coroana! Haideți să luăm! Melissa, cred că ai glumit! Uite, am aici o lodă plină cu zestre! Pe asta putem să luăm! Hai! Am glumit! Mâncarea e gata! Hai, toți la mâncare! Veniți! Ce avem aici? Și aici avem un oraș întreg, un oraș medieval, cu foarte multe corduri. Și după cum am spus, chiar dorm aici! Uite, tati, cum și-au așternut! După cum am presupus, mami! Și toți sunt în pregătiri de următoarea bătălie.
Abia așteptăm să o vedem. Oamne, chiar te faci? A, dar un pic. Ai făcut duș. Adi, minunat! Îți recomand și ție măcar o dată să treci prin tunelul apei. Mircea este un plioască. Așteptăm să vină următoarele spectacole. Au sosit și acest mor este o binecuvântare. Războiul și vremurile trecute să-i întâmpinăm cum se cuvine. Imediat vom asista la niște bătălii. And the battle will begin. Foarte frumos, impresionant. Matei tot urmărește acolo să vadă unde sunt luptătorii. Dar cum ei rezistă în hainele astea groase și cu cuifuri pe cap? Tati, trebuie să plecăm, dar mă voi întoarce la domnul care vorbește la microfon. Cineva a pierdut portmoneul și sperăm că îl va găsi cât de curând, pentru că chiar pe aici a trecut cineva și l-a pierdut. Și are și card acolo. Da, are și card. Mergem să-l dăm. Aici sunt o coloană de jandarmi și îl vom preda poliției. Aici mai sunt! L-am lăsat la poliție, ne-am făcut datoria și bucuroși ne ducem spre casă. Mergem la școală la Melissa cu Mircea să luăm actele pentru că trebuie deja să depunem în altă școală aici, în localitatea unde ne-am stabilit. Da? Și termenul limită este bun și trebuie să reușim. Hai să urcăm. Da? Și acum să împărțim mâncărița. Poftă bune! Sandwich! La fiecare! Tati, GPS-ul mi-arată că noi întârziem cu vreo 40 de minute. Ce ne facem? Stai pe pace că am vorbit cu colegii noștri și am rugat să ne aștepte un pic. Dar că un picul ăsta s-a mărit cu 40 de minute. Ne-au asigurat că totul este ok, vor rămâne peste program ca să definitivăm niște proiecte și să demărăm altele pe care le vom continua în orașul în care ne-am stabilit. Da, într-adevăr, acum lucrăm la un proiect IT german, foarte, foarte interesant, dar și foarte complex și probabil că îl vom coagula cu YouTube-ul nostru. Stați puțin, ce fel de lucru, ce fel de proiecte? Voi ce ați uitat că noi trebuie să trecem pe la școală în Cluj? Desigur că nu am uitat! Prima mergem pe la școală, apoi la serviciu. Am ajuns în Cluj, la Vivo,
să ne vedem pe ei. Și să ne întâlnim cu ei, tati. Să ne salutăm și plecăm mami la serviciu, mami, când ne așteaptă. Hai și eu nu-ți vrea. Ce e acesta? Un tractor? Trecem și pe la un băiețel, minunat. Și nu mai uite de cât e ceva cadouri. Ales Ionuț, pe ce a pus mâna el, la ce e și-a luat. Ce mici, ți era dor de școală? Mm-hmm. Hai să vedem. E deschis? Nu. Și am ajuns? La parcarea noastră. Da. Hai să vedem dacă avem loc, tati. La care vinim zilnic. Hai că am ajuns, tati. Sper că sunt băieții pe loc. Și fetele. Deci, tati, ne oprim aici pentru cel puțin o oră. Analizăm, studiem și mai departe. Vedem ce facem. Oamenii, va fi dor de această locație, de oficiul la care am activat. Ce facem? Noi mai venim aici, da, sigur. Nu mai venim, mami, zilnic, cum o făceam până acum. Așa e. Vom lucra de la distanță, cum o fac și alți colegi de-ai noștri de aici. Gata? Am plecat? Deci, am rezolvat. Luăm copiii și mergem să ne cazăm undeva, pentru că ne oprim în Cluj până mâine dimineață. Am aflat că am întârziat un pic la școală și va trebui să revenim mâine să luăm portofoliu. Și tati, direct cu portofoliu de aici, de la școală, mergem la școală acolo. La câteva școli acolo, ca să vedem unde ne cazăm și acolo. Da. Și cine aflăm în zid? Cine vrea mâncare? Noi! Toți, mami! Toți! Da, toți ne foame! Și unde mergem? Unde propuneți? Pizza! Eu nu-ți vrea pizza. Ia la poți aici. Mergem să mâncăm. Așteptați-ne. Nu mai putem de foame, mami. Uite ce bucătar. O să gătească pentru noi mâncare? Da. Am găsit și locuri. Și chiar lângă lac. Da. Ionuț nu are răbdare. Dar nici mai tine, mami. Este kids drink? Da, și eu la fel mi-am luat. Și Melissa, ce ai? Limonadă de portocale. Și ciorbă rădăuțeană. Și platou boieresc. Cât pe aici? Burebista. Și mami, privește la mine favorie. A plecat rădăuțeana. Și a venit și păstrăvul. Ce e acolo, Matei? Păstră? Ia să vedem. Ce? Ceva iute. Iute? Sau acru? Iar Melissa, tu ce ai? Eu am mămăligă și salam. Și jumări acolo. Da. Mm. Poftă bună. Și celor care ne privesc la fel și mi scuze că face poftă, dar sunt eu brunț de foame. Iar tati cu salată cu ton. Ce faci, Melissa? Fac poze pentru Instagram, Matei Melimi și Ionuț Melimi. Wow! Dar unde suntem noi acum? În Julius Mall, Cluj. Am găsit cazare pentru 2 adulți și 4 copii. E cam dificil. De aceea vă stăm la undeva un pic la periferia Clujului. Vom vedea și cum e acolo. Pentru prima oară dormim în altă parte decât în casa noastră în care am trăit. Am ajuns. Și aici? Ce faci, Ionuț? Lasă lumina! Lasă lumina! Aștept? Ce-i, mami? Tati, am uitat gogoșii în mașină și ne-am întors să-i luăm, încă sunt calzi. Dar cine, mami, o să-i mănânce? Noi, doar că-i vom mânca fără tăcâni. Hai, tati, că rămâi în urmă. Hai, nu știi că e la 1? 1. Lisă somn de mor. Și mie la fel. Înseamnă că eu mănânc toți gogoșii. Hai să vedem, hai. Este drăguț și încăpător. Și mai avem și balcon. Și iată cum arată gogoșii. Păpănașii. Păpănașii. Bună dimineața. Wow, ce ai găsit, tati? De tine? Mami, ce faci? Îți spun aici la picioare. Ionuț vrea să mănânce singur, doar că scăunul este prea departe de masă. Și s-a murdărit puțin. Nu avem haine de schimb și
Am găsit noi soluții. Țin așa farfurie și am mănâncă. Ați luat prăjituri? Da. Și Matei? Prăjituri. Numai noi nu. După micul dejun plecăm la școală, sperăm de această dată să găsim actele, să le luăm și fugulița la cealaltă școală, să le depunem. O așteptăm și pe Melissa, trebuie să apară și actele deja sunt. Gata? O mașină identică cum a fost a noastră. Vă amintiți, copii? Da, și culoarea la fel. Și am ajuns, acum mergem la școală să depunem actele. Da? Da. Hai, Matei.